Cât, cât o să fie la derbiuri biletele pentru spectatori? Sunt multe întrebări care asta mă ne, ne întreabă. O să fie derbiurile cu steaua, cu cât vor fi biletele? N-am luat o decizie finală în acest sens, dar uh, încercăm să păstrăm nivelul de preț. Adică, așa, care e nivelul de preț? Încercăm să-l păstrăm aici, unde unde este la, care la cât partidele acum? de acum. ce biletele de la 25 de lei la, la Peluze. 25 și la tribuna întâi? întâi? La tribuna a doua... 50 de lei, la tribuna 1 80 de lei. Și încercați chiar și în derbiuri să păstrați biletele? Încercăm și în derbiuri să le păstrăm aici. Adică un om să vadă cu 25 de lei un steaua Dinamo? la peluze. La peluze da, și da, 80 de lei, lei la tribuna. Și 80 de lei la tribuna întâi. La mai există tribuna a doua, a, unde, unde, prețurile sunt chiar mai reduse, da. 50 de lei. Cu, cu, steaua unde jucați? Pe arena națională vreți să jucați? Cel mai probabil facem, facem toate demersurile să evoluăm acolo, pentru că sunt convins că va fi un interes foarte mare pentru acest cât fan crezi avem, și, avem și o revanșă de luat și eu sunt convins că am încredere că vom reuși. Cam câți, câți fani crezi că o să fie la meciul la derbiu cu Steaua? Eu sper să fie, sper să fie mai mulți decât... Adică -aș în, te aștepți la un 20.000 de, mii de oameni? Cel puțin. Nu? Sau chiar 30 de 30.000? Cel puțin. Eu sper să, sper să avem 30.000 de, de oameni. Am avut 18.000 sau 19.000 în, în timpul sezonului regulat. Deci acum meciul are cu totul și cu totul altă încărcătură și altă, altă miză. Mă aștept să, să vină să 30 o de, de, de oameni, Da. Da. Uh, cu arcul de triumf ce se mai aude? <coughs> Cu, pe, pe arcul de triumf încercăm să disputăm toate celelalte partide uh, rămase. Acolo trebuie să respectăm prioritățile stabilite de lege. Federațiile sportive au prioritate înaintea cluburilor de fotbal. Uh, și eu cred că vom reuși să, să evoluăm acolo, în, în partidele care ne așteaptă. În, din din play-off, play da. Mai puțin meciul cu Steaua. Mai puțin meciul cu Steaua, unde încercăm să. să parena pe, pe Arena Națională. Cât, da. cât, cât costă închirierea Arenei Naționale? E o sumă semnificativă, dincolo de, dincolo de costul de închiriere, mai e un cost cu, cu paza și cu celelalte Bun. Cât te duce un meci pe meci tine, Dinamo, organizator? Așa. Foarte multe zeci de mii de euro. O, spre suta de mii? Nu spre suta de mii de euro, însă... Mm. 50-60, hai asta, 60, mergem, adică asta poți să ne spui. Că foarte nu e... sus. Da, undeva pe acolo. 50 de mii? Da. De euro, cu tot. Da. Cu pază, cu tot. Bun, și vă permiteți, ăștia totuși? La 50-60.000 da. de euro? Dacă vom avea o, o prezență, așa cum am discutat uh, acum câteva momente, da. Deci vă permiteți lucrul ăsta, da? așa. așa. Hai că ți-am aflat directorul sportiv. Ți-am aflat directorul sportiv. Fanii dinamoviști. Uh, Știi că, merită. că nu mă las. Fanii dinamoviști merită o. Merită Arena Națională, cu siguranță, pentru meciul cu CSA Steaua și în varianta pe care noi nu ne-o dorim, evident, dorim să ne clasăm pe unul din locurile care asigură promovarea directă, însă, în varianta mai puțin dorită, în care ajungem la un loc de baraj, din nou, fiind un meci de asemenea încărcătură și cu asemenea miză, vom face toate demersurile. Să jocați tot Arena Națională, sigur că da.